Salut Mihai, bine ai venit. Scuze pentru întârziere, dar așa e când așa e când apare mintea la meseria. Vreau să știu dacă domnul avocat Ionașcu, domnul avocat Ionașcu, a văzut vreodată clipul acesta? Nu, că încă mă place. Încă mă place. Deci, domnul Ionașcu, ați văzut vreodată clipul acesta? Nu. Cine e? E clipul în care a jucat Cătălin? Nu, păi nu a jucat. Pe care am făcut-o noi. Chiar l-a provocat. Adică a fost coautor. Da, este un clip în care sunt preoții luați. Nu se vede, nu? Arătați-vă rog frumos. Dar măcar spune că îl caută oamenii pe Amin. Pe... Zi tu, Cătălin. Nelu și Bordea. Da, Nelu și Bordea, Amin pe YouTube, da. Da, am înțeles. Domnul Ionașcu. Nu cred că a văzut. Nu cred că a văzut. Nu, că el a zis că s-a uitat în weekend, dar asta nu a apucat deci... să... Uite, îl poți arăta acum la mobilă. Nu, lasă-l, stai să pleci, domnul Ionașcu, de tot. Domnul Ionașcu, sunteți în culise, da? Uitați, această oaie pierdută. Ăla este Bordea și celălalt este... Patriarhul, chiar el a avut bunăvoința. Cu Nelu Cortea, nu, eu vorbeam de actor. Nu mai vine la emisiune, ori pleci tu. Da. Este libertate. Asta vorbeam în pauză. Este libertate, este libertate de exprimare la noi în trust, pe deosebire de alte trusturi care se lăudau că gândesc liber. Înțeleg? Așa m-au auzit și eu. La noi chiar se gândește liber. Felicitări. Da. În primul rând. Mulțumesc. Felicitări. Tată, cum se pune? A doua oară sau a treia oară? Nu știu. Deci asta e o întrebare pe care am pus-o la radio. Da. Uite, nu știam că nu mă trezesc dimineața. Da. Le-am dat colegilor vestea, că nu știa nimeni. Nu știa nici Buzdugan, nu știa cred nici că e a doua Emma. Oară. Nu? Și cum se spune corect? Deci prima oară am avut gemeni. Pe asta zic, acum, cred că e a doua oară. Gemeni. Da. Dar nici triplet, stați liniștiți. Da. Sunt tata a doua oară sau a treia oară? Cred că a doua oară pentru trei copii. E cel mai corect, nu? Să ne spună Bordea că el... Nu mă întreba că eu sunt... El încă nu e nici prima oară. Eu am fost lipsă. El nu e nici prima oară și nici n-a avut tată pentru prima oară, da. Deci, încă o dată, felicitări într-un moment în care probabil că... Felicitări mamei că ea duce sarcina. Felicitări mamei, felicitări și pentru curajul de a lua decizia asta până la urmă. Dar n-a fost neapărat o decizie. Adică, nu v-a spus în niciun moment niciodată n-am luat problema decizia să de a nu mai face copii sau okay. Dimpotrivă, după 10 ani, 10 ani, fete la 10 ani jumate, hai să le facem o surioară sau un frățior. Nici de cum. Bine. Eu mă bucur că s-a întâmplat, asta înseamnă că eu vorbesc și de la înălțimea vârstei pe care am, că n-aș mai putea să mai trec prin așa ceva, dar tu ești mult mai tânăr decât mine. Poate la fel de obosit din cauza programului și din acest motiv mă gândesc că e o decizie asta greu. Asta mult de... mai tânăr, eu n-am venit la ora asta la emisiunea tine ca să mă jignești. Nu era, din contră, era un compliment. Dar poate fi interpretat și pe dos. Și bă, tot ce ține de vârstă nu avem noi cum să nici să împiedicăm și nici cum să controlăm, știi? Dar mi se pare o decizie curajoasă. Asta este părerea mea. Păi știi cum e, pentru a te menține tânăr, unii își fac injecții cu tot felul de botox, un acid hialuronic, alții fac copii. Cum ai primit vestea? Eram în orașul Faptelor Bune. Știți că o săptămână înaintea Crăciunului, împreună cu colegii de la radio, ne închidem într-o casă la universitate și facem un maraton de fapte bune, 24 din 24, 7 zile. Și m-a sunat Gabriela, într-o zi de asta super agitat, pentru că lui e foarte mult consum psihic și fizic, pentru că dormim foarte, foarte puțin. M-a sunat Gabriela și mi-a zis... Adică orașul Faptelor Bune, practic, s-a transformat în orașul veștilor bune. Senzaționale, da. Un copil n-are cum să fie o veste. Normal. Și? Ai avut reacție? Păi n-am avut ce reacție să am, că eu eram închis acolo în casă, probabil, de-aia mi-a și... Am înțeles că... Mai aveam câteva zile de stat în casă și a zis, lasă, corumegă el și când vine acasă să liniștește, o ia ca... Mi se pare foarte tare, ai reușit să te... Pe fetele am ținut pe fetele am ținut un pic mai mult până le-am dat vestea, am așteptat prima ecografie ca să fie... Corect. Tot în regulă. Ele au avut o reacție... pe care nu o să o uit niciodată. Adică doar bucuria lor și tot a meritat sau va merita tot efortul din primele luni sau primii ani de viața ai viitorului copil. Efectiv au plâns de fericire amândouă.
sunt foarte mari și înțeleg, adică da. Cumva observ că în fete se da, dar încă sunt la vârsta la care sentimentul matern. Este atât de pur, indiferent cum este exprimat, și cel de bucurie și cel de tristețe, încât când îl vezi și observi că nu este niciun fel jucat și niciun fel pregătit, când vezi sentimentul ăla pur în situația de față ăsta de bucurie până la lacrimi, adică normal că te copleșești. Doi copii adică de 10 ani să plângă de fericire, exact, efectiv, exact. Și le-am văzut fericite. Ele ce vor? Frățiori diferite... sau surioare? Cum? Ele ce ar vrea să fie? Una își dorește băiat, cealaltă își dorește... Iar voi, presupun că nu aveți o... Nu, crede-mă, n-am absolut niciun, nicio preferință. Știți ce este și nu vreți să anunț? Știm, dar încă nu n-am anunțat. Mai stăm un pic. Am înțeles. Respect această dorință ta, nu-i problemă. Înseamnă că sarcina este destul de... Eu n-aș fi vrut să anunț oricum sarcina asta. De ce? Dar mai ieșim până oraș, ne învârtim exact. În... niște locuri și deja... De la un moment dat, asta vreau, la un moment dat, dar nu se mai poate, adică, da, nu se mai poate ține ascuns și nu e, Doamne ferește. Înțeleg superstiția, dat, înțeleg până la un moment dat. Știi, la un moment dat m-am speriat că sunt gemeni, chiar dacă știam de la așa ecografie. Așa am citit și eu în ziare. Că sunt gemeni? Că ar fi gemeni, asta e, așa ziceai, da, și era. Da, era o păcăleală. A fost o păcăleală de 1 aprilie. Cât mir în frunte trebuia să am să scot doi gemeni la 10 ani distanță. Deci dacă se știe, sexul înseamnă că sarcina e aproape la jumătate, poate chiar și e peste, trecută de jumătate. Da. Când ar trebui să... Exact când intru în vacanță, adică... Iulie? Da, o să am o vacanță de vară... Plină. Odihnitoare. Niciodată nu mi-am bucuit, nu mi-am rezervat... vacanța atât de repede. Da, e adevărat. Adică stai încartiruit aici la București, presupun. De asta vreau să spun, apropo de bucuria mare și a cezarei, că în timp ce le vedeam plângând în lacrimile, sunt mari acum, 10 ani jumate, ți-am zis. Nu mai sunt copii. Nu sunt nici adulți, da. Știi, nu sunt nici adulți. E totul foarte sincer în continuare, au naivitatea aia. Însă eu habar n-am dacă sunt sau nu sunt un tată bun sau voi fi un tată bun pentru eu viitorul copil. Dar știu că ce poartă Gabriela în pântece, ființa aia va avea două surori minunate, da. Corect. Abia aștept. Corect. Și două surori și doi părinți minunați. Adică dacă surorile au ajuns să fie minunate, asta vi se datorează mamei. Deci da, că noi suntem plecați de acasă mult timp. Unii chiar foarte mult timp, dar n-are rost să fii modest. Adică se vede cu ochiul liber când ești un tată rău sau unul bun, sau când copilul crește într-un mediu ok sau nu. Așa că chiar nu este loc de interpretări aici. Noi, de când a început sezonul Asia Express, suntem obișnuiți cu elefantul roșu, elefantul verde. La voi e microfonul verde. Sau, cu microfonul. Și... Credeam că vorbim de Asia Express, mamă, deci aș fi fost cel mai fericit. Gata, nu mai vorbim de viață personală. Știu că ție îți place la fel de mult cât și mie. Dar... Sunt fier pe Asia Express. A, da? Și noi suntem fani. Da. Cum e cu microfonul verde și microfonul roșu? Sau ce puneți la cale? Noi la suntem în perioada aia. A lunii. Nu, anului. A când anului. Trebuie să anunțăm Forța Zoo. Da. Și avem orașul, avem ziua concertului, avem artiștii. Trebuie să mai anunțăm public lucrul ăsta. O să facem mâine dimineață. A plecat astăzi din radio un microfon verde care o să se oprească în centrul unui oraș. Unde o să facă mașina pană din cauza unei gropi. O să se oprească în centrul unui oraș din România. În ce direcție a luat-o? Microfonul e ca în direcția... Nu vrei să ne spui sexul copilului, măcar spune-ne așa să stea lumea cu sună. Crede-mă, în orice direcție ai lua-o... A ieșit pe autostradă? Nu ai cum să ghicești, că la noi e totul foarte... Da, e adevărat. A ieșit pe una din cele două autostrăzi? S-a ieșit pe autostradă de data asta. Nu, chiar trei. S-a ieșit București-Ploiești. Spre Timișoara. Dacă de data asta s-a ieșit spre autostradă, ultima autostradă, că de-aia ai zice de data asta, ultima autostradă dată în folosință care a reușit să ajungă în București, autostrada urbană. Este autostrada urbană așa, A3. Da. Deci pe acolo ați plecat. Ar putea fi Ploiești, ar putea fi Brașov, ar putea fi Sibiu. Stai mă, că Sibiu. Poate să fie și spre mare, poate să fie și spre Moldova. Nu ai zis de această dată, aia spre mare autostrada e deja de 7 ani, 10 ani. Da. Tu ai zis, a ieșit de această și microfonul ăsta, mâine dimineață, va fi în centrul unui oraș. Am înțeles.
cablat, noi o să fim în direct cu el. Adică o să auzim sunetul orașului. Și primul ascultător care... îl ridică? Nu, îl vede, da. Ia microfonul în mână și spune Forța Zoo va fi la... Primește un premiu de la noi. Îi dăm și o invitație backstage la Forța Zoo cu artiștii, cu toată. Păi foarte interesant. Deci, mâine deci, dimineață, practic... dacă sunteți în centrul orașului dumneavoastră în care locuiți și întâmplător vedeți un microfon, el nu e păzit, nu e nimic, e lăsat undeva într-o e piață. E doar cablat, așa. Cablat și lăsat undeva în piață. Și să-l ridicați, să ziceți Forța Zoo va fi la... Ploiești, adică vă dăm vouă șansa să anunțați acel radio ascultător, să zicem, va fi și beneficiarul unor surprize pe care îi le pregătiți. Foarte frumos. Foarte tare. Bă, întotdeauna mi-a plăcut că aveți idei mult mai multe și mult mai bune decât concurența. Și care? Cred că asta vă și ține. Asta vă și ține pe primul loc. Nu, mă, e mișto. E mișto. Radio e mișto, indiferent că e... Mi-am dorit întotdeauna să fac radio, n-am avut parte. Netaie. Pare că... Așa, dacă... una peste da. Alta Netaie de la MCR. La Radio Romantic avem o emisiune pentru tine. N-am voce, sunt mai brutal. Baftă, multă sănătate, multă fain, acasă, pupă fetele. Ne auzim dimineață, mâine aflați unde se va ține Forța Zoo 2019. Luăm câteva minute de